Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Sunt Viorica Jurcă și vă prezint știrile serii. Iată titlurile. Guvernul trebuie să vină urgent cu planuri de susținere a agricultorilor care au avut de suferit de pe urma ploilor cu grindină din ultimele zile. Nu mă admit că trebuie. Pentru că oamenii au mușit și dacă s-a întâmplat asta, trebuie un ajutor. Tot mai mulți hoți sunt prinși datorită camerelor video de supraveghere instalate în scări de bloc și pe străzi. Infractorii au devenit mai activi pe timp de pandemie. Mașinile acum tot e răspândit. Cazul este de spargere geamurilor, furtul de un automobil. Doliu național a fost în țară. Artistul Iurie Sadovnic a fost astăzi condus pe ultimul drum. Cât durea nevori izboare, ori un cântec ce dispare. Cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Mâine este ultima zi în care oamenii pot depune cererile privind declararea locului nou de ședere pentru a putea vota în localitatea unde se află, indiferent de viza de reședință. Astfel, pentru a putea vota la o altă secție de votare decât cea conform reședinței valabile, alegătorii pot merge doar cu buletinul de identitate la primărie sau, dacă se află în Chișinău, la pretura unde dorește să voteze. Dacă vă numărați printre cei care sunt nevoiți ca la alegeri să parcurgă 10 de kilometri până în satul natal ca să li se elibereze un certificat cu drept de vot, atunci trebuie să știți că există o soluție mult mai simplă. Dacă vă aflați în Chișinău, de exemplu, puteți merge la una din preturile orașului pentru a depune declarația de ședere. Trebuie să vă grăbiți, întrucât mâine este ultima zi în care puteți face acest lucru. Eu în ziua alegerilor mă voi afla în Chișinău și pentru ca să nu mă deplasez la aproximativ 200 de kilometri în satul meu pentru a obține certificatul cu drept de vot, am decis să declar nou loc de ședere. Pentru asta e necesar să vă prezentați la una din preturile orașului, iar la îndemână trebuie să aveți buletinul de identitate și copia actului. După ce veți semna declarația de ședere, vi se va elibera o recipisă cu care veți putea vota la locul aferii. Odată ajunși în birou, trebuie să știți exact adresa unde vă veți afla în ziua alegerilor. În doar câteva minute veți semna declarația de ședere, iar în schimb veți primi o recipisă. Doar cu acest act și cu buletinul de identitate vă veți prezenta în data de 11 iulie la secția de vot la care ați fost repartizat. Ulterior, pentru a afla secția de votare la care ați fost repartizat, puteți verifica registrul de stat al alegătorului la adresa verifica.check.md. Până astăzi, doar la pretura centru, aproximativ 2000 de persoane deja au declarat noul loc de ședere. Majoritatea dintre ei sunt locuitori din nordul țării. Amintim că mâine este ultima zi în care puteți solicita o recipisă. De regulă, programul de lucru al preturilor este de la ora 8 până la 17. În caz că persoana sună la telefon și ne roagă, mă rog, se întâmplă serviciu, deci nu putem să reținem și după serviciu ca să le dăm permisiunea acum să aibă dreptul la vot. Excepții vor fi făcute și pentru persoanele fără domiciliu. Persoanele fără domiciliu pot să adreseze în ziua alegerilor la oricare secție de votare. O să fie inclus în listele suplimentare. Totodată o să îndeplinească cereri pe răspunderea dumnealor că nu o să mai voteze și la alte secții. Dacă totuși nu ați reușit să depuneți o declarație de ședere, mai puteți obține un certificat pentru drept de vot cu care veți putea vota în oricare secție de votare. Doar că pentru acest lucru este necesar să vă deplasați în localitatea în care aveți domiciliul oficial până în data de 10 iulie. Cu certificatul cu drept de vot veți vota pe o listă suplimentară la orice secție de votare. Amintim că alegerile parlamentare din acest an vor avea loc în data de 11 iulie. Președintele Maia Sandu comite un abuz admițând ca mai mulți consilieri din echipa sa să rămână în funcții chiar dacă sunt candidați pentru funcția de deputat ai PAS. Este opinia experților politici care cred că șeful statului face uz de funcția sa pentru a face campanie pentru partidul care a promovat-o la președinție. Potrivit expertului politic Corneliu Ciurea, președinția trebuie să rămână departe de sfera politicului și să-și exercite funcțiile care sunt prevăzute de Constituție. Maia Sandu și echipa ei de la președinție încalcă principiile divizării puterilor în stat, astfel încât echipa ei prezidențială intră în câmpul politic și astfel confundă sfera politicului cu sfera instituțională, pentru că președinția are niște competențe foarte exacte
și nu trebuie să se implice nemijlocit în politică. La fel ca mulți dintre dumneavoastră și mulți dintre cei care ne privesc de acasă, suntem membri în partidul PAS. Este nevoie să mergem la vot. Mergem la vot! În lista electorală a Partidului Acțiune și Solidaritate sunt cel puțin 4 reprezentanți ai președinției. Până în prezent, doar secretarul administrației prezidențiale, Andrei Spânu, a degrevat din funcție, restul consilierilor candidați fiind văzuți la întrevederile președintelui în teritoriu. Ce au căutat atunci la această întâlnire doamna Olesia Stamate, care este pe locul 13 în lista PAS? Doamna Olesia Stamate este consilierul meu pe justiție și era firesc să fie la acea ședință. Ea nu a degrevat din funcție. Pentru consilieri care au datoria să stea la președinție, ei sunt salarizați de către popor și trebuie să execute acele sarcini care le sunt date de către șefi, de către președintele Maia Sandu. Deci consider că Maia Sandu, prin implicarea consilierilor săi, comite un abuz, fapt care nu s-a prea întâmplat în istoria Republicii Moldova. Președintele Maia Sandu face un transfer de imagine asupra Partidului Acțiune și Solidaritate, astfel fiind implicată neoficial în campanie electorală, crede Corneliu Ciurea. Declarațiile politologului sunt confirmate chiar de șeful statului, care la întrevederile din teritoriu pune accent pe alegerile parlamentare anticipate. Pentru următorii ani, iarăși, dacă vom avea norocul să avem o clasă, deci un parlament responsabil, și când zic norocul, evident, asta depinde de toată lumea, avem o listă serioasă de proiecte de infrastructură, proiecte mari la nivel național. Astfel, în opinia lui Corneliu Ciurea, președintele Sandu își încalcă propriile principii de etică și moralitate pe care le-a declarat în repetate rânduri. Implicarea directă a echipei Maia Sandu în campanie scade foarte mult, micșorează eficiența lucrului președinției, care și așa nu s-a prea remarcat prin fapte eroice. În același timp, implicarea echipei prezidențiale demonstrează că Maia Sandu nu s-a îngrijit foarte mult să se înconjoare cu specialiști și cu tehnocrați care cunosc bine domeniul, ci are grijă să se înconjoare, să aducă la președinție oameni devotați, oameni loiali, aleși pe principiul politizării. Dezamăgiți de activitatea președinției sunt și locuitorii țării. Maia Sandu кричала: «Найдем миллиард! Где этот миллиард?» Ничего не делается. Ну, Дадон хоть что-то исполнял, поэтому только за их союз. Ну, что могло измениться? Ничего. К лучшему нет, только к худшему. Все закрылось, цены поднялись. Что могу сказать хорошее? Если в целом взять по стране очень много чего изменилось, и не сказать, что в лучшую сторону. Pentru cei bogați, eu sunt mireasă. Pentru cei săraci, împărăteasă, voi săracilor pentru mâncare să plecați peste hotare, voi pe Maica Asculeț și cu ce vă v-ați ales? Pe lista electorală PAS se regăsesc 4 funcționari din echipa președintelui Maia Sandu. Este vorba despre secretarul general al aparatului președinției Andrei Spânu, consilierul în domeniul juridic Olesea Stamate, consilierul în domeniul educației Liliana Nicolaescu Onofrei și consilierul pentru relații interetnice Natalia Davidovici. Alți doi candidați pentru funcție de deputat pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate sunt suspectați că ar avea probleme la testele de integritate. Aceștia sunt vizați în materiale de investigație privind presupuse evaziuni fiscale și trucări de licitații. Cel puțin unul dintre candidați ar putea intra în vizorul procurorilor după ce Partidul Acasă Construim Europa a cerut structurilor de drept investigarea cazului. Reprezentanții Partidului Pace au prezentat așa zisul dosar numărul 25 cu probe și materiale de investigație în care este vizat un candidat pentru funcția de deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Renumitul dosar 25, care vorbește despre un candidat la funcție de deputat din partea Partidului PAS, Marcoci, familia din Bălți. Acest candidat beneficiază de 11 tenderuri, suma totală de peste 58 de milioane de lei. În multe din aceste tenderuri, el a fost unicul candidat. Calitatea lucrărilor lasă de dorit și trezește foarte multe semne de întrebare. Astfel, Partidul Acasă Construim Europa a depus cereri la toate instituțiile de drept din țară pentru examinarea pretinselor ilegalități. Cerem procuraturii
să se implice în cazurile care prezintă cu adevărat încălcare de lege și să ia atitudine. În același timp, portalul Sinteza.org a publicat o nouă investigație în care este vizat un alt candidat al PAS, Petru Puțuntică, în trecut membru pe listele Partidului Liberal Democrat din Moldova. Candidatul pentru funcția de deputat sub numărul 71 ar fi fondatorul și proprietarul unei companii care se ocupă de realizarea angro a mărfurilor alimentare și industriale. Potrivit informațiilor obținute de către jurnaliștii portalului Sinteza.org, activitatea acestui agent economic a fost documentată de oamenii legii care în 2018 au pornit un dosar penal pentru comiterea evaziunii fiscale în sumă de 5 milioane de lei. Portalul mai scrie că Petru Puțuntică ar fi apelat la anumite relații mai vechi din procuratură pentru a pune pe pauză această cauză penală. Totodată, compania candidatului este suspectată de ascunderea profitului, decalajul dintre venituri și profit fiind foarte mare în ultimii ani. Între timp, Partidul Acțiune și Solidaritate promite să lupte cu corupția și să-i aducă în fața justiției pe toți cei care au mințit statul. În primul rând, trebuie să resetăm din temelii instituțiile care fac parte din sistemul justiției și în cadrul acestor instituții să avem procurori curajoși și judecători independenți. Și acești procurori și judecători urmează să-i tragă la răspundere pe absolut toți hoții. Contactați de redacția Primul în Moldova, reprezentanții PAS nu au răspuns la telefon pentru un comentariu. Amintim că alți doi candidați ai Partidului Acțiune și Solidaritate s-au retras de pe lista electorală după ce în presă au apărut mai multe informații că ar fi certați cu legea. Este vorba despre Nata Albot, prinsă la aeroport cu substanțe interzise, și Alexandru Catan, despre care s-a scris că ar fi regele contrabandei cu alcool etilic și că este vizat într-un dosar penal în derulare, lucru confirmat de candidat. Forțele de dreapta își fac agenda politică în funcție de ordinele transmise de Occident, iar în campania electorală acțiunile sunt tot mai intense. Este opinia liderului PSRM, Igor Dodon. Acesta susține că imediat ce vor executa tema de acasă stabilită de mentorii occidentali, politicienii implicați în aceste acțiuni vor pleca din Moldova cu tot cu familie. Afirmațiile au fost făcute la emisiunea Interviul Săptămânii de la Primul în Moldova. Liderul socialiștilor a menționat că, în comparație cu partidele de dreapta, blocul comuniștilor și socialiștilor își propune dezvoltarea țării, reînvierea satelor și creșterea bunăstării populației. Что интересует людей в селе? Работа. Их интересует работа, что была. Так. Их интересует, что были дороги, вода, канализация, освещение, медпункт, детский сад, школа. Вот что нужно людям. Если мы это не обеспечим, неважно, какой цвет будет на власти, там, красный, зеленый, либо желтый. Но если мы этого не сделаем, потеряем все вместе. А вот из того, что я вижу, это меньше интересует правых. Я вообще думаю иногда, вот, я следил за президентом, когда была премьер-министром, за коллегами по коалиции. Мне кажется, что они чувствуют себя в Молдове как гастарбайтер. Это неплохое слово. Как временщики. Вот для них важно получить в CV, ну, личное дело, что они работали там или там, выполняли какие-то указания за рубежом. И когда закончится их период здесь, двух, трех, четырех лет, сколько даст народ возможность, они отсюда уедут все. Уедут, возьмут семьи и уедут. Вот мы, я лично, блок коммунист-социалистов, мы по-другому рассуждаем. Я хочу, чтобы здесь, в стране, жили мои дети. Для того, чтобы здесь жили наши люди, наши дети, чтобы жило как можно больше людей, нужно здесь вкладывать. Поэтому мы настроены на созидание, на создание рабочих мест в селах, на поддержку местного производителя, на то, чтобы было качество жизни лучше. Potrivit președintelui PSRM, oponenții de dreapta vor obține din Occident anumite recompense pentru așa zisele merite pentru slujba lor. Мне иногда кажется, что им намного важнее, что о них подумают внешние кураторы, чем то, что будет происходить в этой стране. Поэтому они играют в геополитику. Потому что внешним кураторам очень часто важно не качество жизни здесь, а важно использовать маленькие страны в борьбе со своим геополитическим оппонентом. În același context, la emisiunea Interviul Săptămânii, Igor Dodon a declarat că șeful statului a făcut primul pas, decedarea controlului asupra structurilor de stat, forțelor externe, prin crearea Comitetului Consultativ Independent Anticorupție. Structura, potrivit lui Dodon, va fi finanțată exclusiv din banii veniți din străinătate și va fi condusă de experți de peste hotare. Тогда я себе задаю вопрос. А какие полномочия у этого комитета, где будут иностранные граждане рулить?
А если Вашингтон или Брюссель им скажут, что вот, слушайте, нам политически нужно закрыть то предприятие, то. Есть риск, что этот комитет начнет? Полномочий никаких нету. Слушайте, у президента есть Совбез, Высший совет безопасности. Там есть и генеральный прокурор, там есть руководство СИБА, там все структуры. Так пользуйся этим инструментом. Не захотела. Почему? Потому что нужно было отдать рычаги, инструменты внешнему влиянию. И создали этот комитет при полном внешнем финансировании. Это очень серьезная проблема. Потому что люди должны понять, граждане Республики Молдова, что вот это первый шаг, но он очень конкретный. Для сдачи контроля над государственными структурами Молдовы иностранцев. Criticile în adresa PAS și a șefului statului care a condus această formațiune nu se opresc aici. Partidul a refuzat semnarea angajamentului prin care își asumă să nu majoreze vârsta de pensionare, susține Igor Dodon. Почему они отказались? Потому что они не смогут сдержать слово. Потому что они знают, что в следующем парламенте, если, не дай бог, у них будет парламентское большинство, они примут эти три закона. Поэтому они это не подписали. Но это должны знать и понимать каждый гражданин Республики Молдова. Amintim, blocul comuniștilor și socialiștilor a lansat vinerea trecută un apel către PAS să semneze un angajament public că, odată ajunși în Parlament, nu vor majora vârsta de pensionare, nu vor lichida raioanele și nu vor vota legi prin care să le permită străinilor să cumpere terenuri agricole în țară. Oamenii au reușit să scape de frică, nu mai există deținuți politici și au fost oprite privatizările ilicite. Iar schimbările au loc la 2 ani de la căderea regimului lui Vlad Plahotniuc, datorită implicării președintelui țării de atunci, Igor Dodon, susțin membrii blocului comuniștilor și socialiștilor. Aceștia spun că sunt gata să facă în continuare schimbări mari în Moldova. După ce a fugit Plahotniuc din țară, s-au produs mai multe schimbări și în legislația națională și în cadrul mai multor instituții de stat. Ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani? În primul rând, a dispărut frică în societate, avem o politică competitivă, un proces electoral competitiv, nu mai sunt cazuri când partidele sunt scoase, da, din campanie electorală, atunci când concurenții politici sunt eliminați, nu mai sunt cazuri de deținuți politici și partidele politice și cetățenii se simt mult mai liberi. Vlad Batrâncea susține că după plecarea oligarhului au fost stopate privatizările ilicite prin care era prejudiciat statul. Datorită voinței politice a apărut disciplina financiară și vamală, astfel înregistrându-se mai multe încasări la buget. Din 2019 încoace nu a fost niciun caz de înstrăinări de bunuri mobile și imobile, atacuri de tip raider, niciun caz când afacerile au fost preluate abuziv. Noi, socialiștii, cei 35 de deputați în 2019, am fost bine determinați și am realizat ceea ce am promis cetățenilor. Am adus cetățenilor și libertate și acces la informație și, de ce nu, și posibilitatea de a trăi acasă în Republica Moldova fără frică. La începutul lunii iunie 2019, după ce PSRM și Blocul Acum au format o coaliție cu sprijinul președintelui țării de atunci, Igor Dodon, a fost investit guvernul Sandu, iar liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a predat puterea și a fugit din țară. Membrii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor declară că sunt gata și acum să-și asume o guvernare profesionistă, la fel cum au făcut în ultimul an, când țara a trecut printr-o criză dură provocată de pandemia de coronavirus. De asemenea, s-au investit bani în agricultură, în proiecte de infrastructură, dar și în alte domenii. Socialiștii au avut mereu un guvern responsabil și niciodată nu am încercat să dăm vina pe altcineva. Noi, socialiștii, avem și realizări și putem demonstra că avem echipa capabilă să guverneze Republica Moldova și să asumăm toată răspunderea pentru viața cetățenilor. Până în prezent, în cursa electorală pentru alegerile parlamentare anticipate s-au înscris 17 partide. Guvernul trebuie să întreprindă măsuri urgente pentru susținerea agricultorilor care au avut de suferit de pe urma ploilor cu grindină din ultimele zile. Cererea vine din partea reprezentanților blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor. Reprezentanții blocului spun că partidele care au folosit fermierii în protest în scop politic acum au luat apă în gură. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură, Radu Mudrac, susține că ploile cu grindină din ultimele zile au distrus sute de hectare cu culturi agricole în mai multe raioane ale țării. Acești fermieri au fost lăsați în voia sorții de politicienii care anterior le exprimau grijă aducându-i la proteste în Piața Marii Adunări Naționale. N-am văzut nicio declarație celor care au utilizat sau folosit
agricultorii la protestele care au avut loc prin astă toamnă, reieșind din ce s-a întâmplat zilele trecute, ieri, alaltă ieri, cu distrugere de 1000 și ceva de hectare de terenuri agricole, nimeni nu spune nimica. Nu e convenabil azi ca să îi apere pe agricultori, să-i promoveze pe agricultori, să ducă la guvern, la președinție, să le solicite suportul, pentru că oamenii au pierdut 1000 de hectare distruse de apă. Nu încearcă să-i imobilizeze, să aducă agricultorii în față. Ori deja suntem în campanie electorală și scopurile politice cineva să le-a atins. Radu Mudrac cere ca guvernul să intervină de urgență în evaluarea pagubelor și alocarea ajutoarelor financiare pentru agricultorii care au rămas fără recolte. Banii pot fi alocați din fondul de rezervă al guvernului care a rămas gol după realocarea surselor financiare pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie curent. Oamenii de la sate cred că cei care au găsit bani pentru scrutinul electoral trebuie să mai facă un efort pentru a identifica sursele necesare pentru a ajuta agricultorii care la rândul lor ne asigură securitatea alimentară. Numai decât că trebuie. Pentru că oamenii au mușit și dacă s-a întâmplat asta, trebuie un ajutor. Și oamenii are de procente, de la stat, de toate cele. Și trebuie de ajutat numai decât. Trebuie să facă așa, să aibă și pentru oameni. Și la alegeri, și pentru oameni numai decât. Dar cui trebuie să știi? Și trebuie. Cui trebuie să alegerile astea? Oamenii de prăsât. Așa ia Buruianu, cât tine de oameni de mare. Numai decât trebuie să dea ajutor, cum să nu dea ei? Dacă noi, omul a lucrat degeaba, trebuie să dat ajutor. Omul și ala doar a lucrat și el și să mănânce. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, doar în ultimele 24 de ore, grindina a provocat pagube enorme. În raionul Căușeni, satul Grădinița, au fost distruse 40 de hectare de livezi și 85 de hectare de culturi agricole, inclusiv 45 de hectare de porumb și 40 de hectare de coacăză. Ploaia a afectat peste 100 de hectare de legume și 500 de hectare de livezi din localitatea Cunicea, raionul Florești, după ce la finele săptămânii trecute, grindina a distrus recolta de pe alte 600 de hectare. Și în satul Ghindești, din același raion, precipitațiile de marți au distrus 60 de hectare de sfeclă de zahăr și 130 de hectare de floarea soarelui. Anterior, 10 de gospodării în această localitate au fost spălate de puhoaie. Vreme instabilă anunță meteorologii în următoarele zile. Azi, până la ora 21, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a instituit cod galben de averse puternice însoțite de descărcări electrice, vânt, puternic și grindină. Avertizarea este valabilă pentru toată țara. Aceeași vreme instabilă cu ploi de scurtă durată este prognozată pentru toată săptămâna. În schimb, maximele vor fi destul de generoase. În partea de nord a țării, meteorologii anunță cel mult 25 de grade, iar spre sud, în termometre, se vor înregistra 27-28 de grade Celsius. Încă un exemplu de renaștere a unei localități. Este vorba despre satul Copanca din raionul Căușeni. Actualul primar spune că atunci când a preluat mandatul, satul părea fără speranță. Acum însă acesta se schimbă la față, tot mai vizibil și hotărât. Străzile sunt iluminate, drumurile reparate, grădinița arată ca o jucărie și cele două școli au fost renovate. În plus a deschis o subdiviziune a serviciilor de urgență. Toate proiectele de infrastructură au fost finanțate cu sprijinul guvernului sau a diverse fonduri. Все виды проектов, которые были запущены в Республике Молдова, мы во всех участвовали, и практически во всех мы выигрывали конкурсы, назовем, и кроме всего еще было выделено, и было хорошие дороги 1, хорошие дороги 2, хорошие дороги 3. Timp de 4 ani, autoritățile locale au reușit să repare peste 5 km de drumuri prin tot satul. Мы за 4 года отстроили центральную улицу больше километра, улицу Днестровская около километра, сделали подъездные пути в детскому садику, сделали заезд в молдавскую школу и в дом культуры. Grădinița locală unde merg acum 220 de copii a fost recent renovată. Statul a alocat bani pentru repararea fațadei, izolarea pereților și a unui nou acoperiș, dar și modernizarea sălii de festivități. Aceasta e motiv de mare mândrie pentru instituție. Здесь, когда мы начинали делать ремонт в этом зале, полы уже были подняты, как говорится, смола, и было очень плачевное состояние, и потолки, и все. Полностью поменяли, дренаж сделали, полы сделали полностью, и потолки
Все заменили от начала до конца. Angajații instituției spun că acum condițiile de muncă le sunt mult mai confortabile, iar copiii au început să vină la grădiniță cu mult mai multă plăcere și nerăbdare chiar. Очень нравится. Здесь очень комфортно деткам, уютно. Дети бегут в садик. С удовольствием они занимаются, играют. И светлее, и чище, и все кондиции есть. Уже там несколько проблем потом доделают, а так все хорошо, все нормально, даже душа радуется. А раньше каково было работать? Ну, каково, если в старой группе. Все разваливается, все течет, все ты самое, пока ремонтируешь, пока... А сейчас очень хорошо. În total, în ultimii ani, satul Copanca a primit din partea guvernului aproximativ 50 de milioane de lei în cadrul proiectelor de dezvoltare a localității. 7 familii din orașul Vatra, municipiul Chișinău, sunt la un pas de a rămâne fără casă, deoarece clădirea veche în care locuiesc este avariată. Este același bloc unde acum 30 de ani, fiind tineri specialiști, li s-a oferit un loc de trai. Oamenii spun că trăiesc cu frica în sân, ca pereții să nu cadă peste ei. Speranța lor este acum la autoritățile locale, care le-au promis că în curând se vor muta la casă nouă. Această femeie locuiește de una singură și spune că în prezent condițiile de trai sunt dezastruoase. Прогнило, разрушилось, все упало сюда вот. И у меня вот здесь тоже все сгнило и подвал прямо, прямо в подвал вот. Даже этот все балки, на котором держится, вот, пожалуйста, смотрите. Смотрите. Все прогнило, можно провалиться прямо в подвал. Însă și construcția a devenit nesigură, casa riscă să se prăbușească. Какое перекос идёт? У дома, видите, даже поэтому боишься просто, что упадут со второго этажа соседи в один день. Очень страшно. И у нас постоянно мигает проводка электрическая. Iarna oamenii îngheață în locuințe din cauza geamurilor. Вся жизнь прошла вот в этом доме. Вначале было более-менее, мы радовались, но в основном вот последние лет 10 это невыносимо холодно. А платишь? Платишь полностью, мы стараемся все платить, чтобы не были задолженности. Un alt locatar spune că a încercat să repare totul cu forțele proprii, dar nu i-a reușit. Aici am pus o reică și iar din nou se așează. Aici mai departe de centru, cum s-a dus în jos, mă duc la vecin. Te duci pe o parte de-am aici. Nici nu de-am cap, nu te ajungi și spațiu. Vecinul nu de-am mă prăbușei la primul etaj, de-am pe o tablă de șer, am șestiorcă, de-am... Și tot și în vană, tot așa, tot fix este istorie. Bărbatul locuiește aici din 1994. Atunci, fiind sudor, a beneficiat de o locuință temporară. A rămas cum este vorba postoiană și e că de atunci tot aici, din 94. E foarte periculos, când e, mai ales cu tremurile, că de-am nu știi în care parte să ieși și înclină deodată la fugă să ieși și înclină și ușile când se scârțe. A dat Dumnezeu, ne mutam noi anul ăsta, că altfel ieșire noi. Prima familie care a început să locuiască în această casă este cea a Tatianei Siblancă. S-au mutat aici în 1982. Asta e baia la noi, uitați-vă, ecă, vedeți cum? Și aici tot, absolut, ecă, tot. Aici mai pus ceva, ecă, niște fieruri, băietul pus un altă, că să mai ții vana. Dar nici cu pus, stem scaldi. Femeia spune că există un pericol eminent de a se produce și o explozie, deoarece nimeni nu este conectat la rețeaua centralizată de gaze naturale. Mâncarea facem aici la plite, gazul vine la noi din balon, care stă după fereastră aici și înțelegeți că casa e de lemn, e pericol mare. În orice caz putem să zburăm în aer. Oamenii nu vor mai fi nevoiți să trăiască mult timp în astfel de condiții. Primăria Vatra a intervenit și a promis că va oferi alte locuințe familiilor. Locatarii casei avariate se vor muta într-un bloc de pe strada Ștefan Vodă. Aici autoritățile au reconstruit ultimul etaj. Astfel, 4 familii vor beneficia de apartamente cu 3 camere, iar de locuințe cu 2 camere se vor bucura alte 3 familii. Am hotărât împreună cu consilierii orașului Vatra să îi mutăm în apartamente noi reparate, toate familiile din casa aceasta vor avea spațiul locativ adecvat și decent. Lucrările au început anul trecut și se vor finaliza peste 3 luni. Noi deja am terminat cu tencuiala, instalăm ușile la intrare, electricitatea e trasă, acveduct canalizarea sunt făcute. Mobila va fi procurată de locatari. Exact. Mobila asta e un lux personal care fiecare din oameni trebuie să-și aleagă pe placul și pe posibilități financiare. Pentru a oferi celor 7 familii condiții mai bune de trai, s-au alocat peste 3 milioane de lei.
Filmările înregistrate de camerele blocurilor devin tot mai des probă în dosarele intentate de inspectori. În multe cazuri, oamenii pot transmite cu ușurință materialele poliției și astfel pot contribui la găsirea infractorilor. Experții spun că odată cu izbucnirea pandemiei, mulți locuitori ai Chișinăului sunt îngrijorați de problemele de securitate, adică cererea pentru sistemele de supraveghere video a crescut. Camerele sunt instalate de obicei în cursile clădirilor înalte, în scări și lifturi. Dacă e vorba de parcare, ok, asta e camera exterioară sau teren de joacă. Știți cum mașinile acum tot e răspândit, cazul este de spargere geamurilor, furtul de un automobil. Vorba de ascensoare, ok, voi puteți monitoriza ce persoane s-au ridicat la ce etaj, adică iarăși astea. De scară, acte, huliganism, știți singur ce se întâmplă în scări, în blocul scărilor, când vin persoane, zgrămădesc. Recent, datorită supravegherii video, poliția a reușit să prindă doi hoți. Conform primelor probe, infractorii nu au observat că sunt supravegheați chiar din lift. Când au văzut însă, ei au început să distrugă camera, sperând că imaginile vor dispărea. Tehnica este însă mai presus de gândirea unor hoți ordinare, așa că totul a rămas imortalizat. Băieții au fost prinși în 24 de ore, iar măștile de protecție nu i-au salvat. Toți au fost găsiți. În fiecare raion sunt lucrează poliția, sunt polițiști de sector care nu numai decât să vadă că persoana e în mască, nu e în mască, că vecinii cunosc după haine, după una, după cum se mișcă. Dar acolo imaginile au fost și cu sunet, adică era o cameră exterioară care și sunetul ăsta și auzit, adică și după glas, poate fi sistema să descopere. Cristina Bologan locuiește împreună cu familia într-o clădire nouă. Locuitorii casei au decis să instaleze camere peste tot. Tânăra mamă spune că nici cele mai mici infracțiuni nu se întâmplă în curtea lor. Că e o idee bună. Da, este foarte bine pentru că chiar noi ieri am uitat aici trotineta copilului și aici am găsit-o, adică în privința asta. Nu, adică nu ia nimeni, copiii pot să liniștiți să joace. Vedeți doar de multe ori prin ajutorul camerelor astea să fură bicicletă, ceva motoretă, ceva pentru copii, să văd și pe ajutorul ăsta văd că se găsesc. Înainte cum era, înainte, deci în orice pădesc, cum spunem noi, ba murdărie, ba fel de fel de șprițuri, fel de treburi de astea. Cred că e bine să fii supravegheat, să nu se întâmple ceva mai grav, să fii tot sub control. Un aspect important este că toate sesizările privind filmările din blocurile noi pot ajunge la poliție doar în urma unui consens convenit între locatare. Informația, adică care se înregistrează pe serverele sau pe registratoarele acestea, au acces numai persoanele care, de exemplu, au achiziționat, sau persoane responsabile, adică dacă sistemul este achiziționat, noi dăm setările, dăm accesul, persoanele spun parolele lor, adică și noi nu avem posibilitate de a intra în sistem. Treptat, unele complexe rezidențiale intenționează să creeze un sistem inteligent de intrare. Camerele vor confirma numărul de mașini ale chiriașilor și numai în fața lor se va ridica o barieră. Dacă vrem să scăpăm de ambuteiaje, trebuie să fim mai respectuoși în trafic, deoarece cea mai neînsemnată încălcare a regulamentului circulației rutiere poate provoca atât perturbarea traficului, cât și accidente cu urmări grave. Pentru a reduce aceste riscuri, polițiștii și-au propus să ofere o lecție de bun simț șoferilor printr-o campanie specială destinată celor care ignoră regulamentul și au un comportament agresiv în trafic. Poliția va organiza activități de, cum le-am pus noi genericul, de impunerea respectului în trafic pentru toți participanții în traficul rutier. Da? Vorbim despre încălcarea marcajului rutier, încălcarea celor indicatoare care indică direcția obligatorie de deplasare, de intrare în intersecție în momentul în care drumul în față este blocat și multe, multe alte situații care la prima vedere ne par că sunt unele încălcări minore. Chiar dacă la prima vedere mulți cred că nu e nimic grav dacă o să facă o depășire mai îndrăzneață sau o să taie calea altui șofer, în realitate o secundă de neatenție poate duce la urmări grave, iar drept exemplu este accidentul care a avut loc acum câteva zile la intersecția străzilor Albișoara și Pușkin. Pentru a responsabiliza pe șoferi și a exclude asemenea situații, polițiștii au amendat pe șoferii care nu au respectat marcajul rutier sau au ignorat indicatoarele. Dumneavoastră ați ignorat exigențele indicatorului 5372, schimba banda de deplasare în limita intersecției. Articolul 240 alineatul 1, sancțiune de la 750 la 1500, 3 puncte de penalizare. Dacă dumneavoastră nu o să mai aveți punctul, să vă plec amenda minimă, 750 de lei. Întrebați de ce nu respectă regulamentul, șoferii au o singură scuză. Se grăbesc, iar vina o dau pe ambuteiaje sau chiar pe polițiști. Mă grăbeam.
Pe unde vă grăbeați așa? Chiar e mai importantă grabă decât să puneți în pericol? Da, noi eu n-am pus pe nimeni în pericol, dacă așa să vedeți. Dacă ați filmat așa atent, eu n-am pus pe nimeni în pericol. Păi ați ieșit pe bandă în fața la alte mașini, v-ați pornit cu viteză în intersecție. Chiar pe lângă noi ați trecut cu viteză destul de mare. N-am trecut, viteza nu era mare, eu m-am răzgândit la un moment dat. De ce ați încălcat? De ce ați încălcat? Unde vă grăbeați? Ne grăbim și noi acasă, deja am obosit, că permanent în Bătăiaș nu se rezolvă întrebarea asta. Nu știu unde se uite poliția, dar poți stai câte oră jumate, nu dovedești nicăieri. Lipsa de atenție și ignorarea totală a indicatoarelor a demonstrat-o și șoferul din imagine. Dorind să ajungă mai repede la destinație, acesta a virat pe porțiunea de drum care era liberă, fără să observe că a ieșit pe contrasens. Vedeți, dar în indicatoare rutiere. Șepim măcar un pic. Măcar un pic, șepim în indicatoare. Centura nu-i plată, vedeți. Hai acolo indicator. 4-2-1, obligatoriu partea dreaptă, tu ai ieșit pe contrasens. Primedim permis înapoi la școala auto? Nu, vă rog. Băi, cum nu? Deci, de ce facem? Că vă rog frumos, situație. Dar de ce încă? De ce te-ai pornit pe contrasens? Potrivit agenților de patrulare, deprivarea de permis pe roul nostru l-a salvat doar faptul că până acum nu a mai avut abateri, iar strada nu era aglomerată. Să fi fost fluxul de automobile, dacă venea la culoare verde a semaforului, cred că Dumitru automat rămânea fără permis de conducere. Deja instanța de judecată urma să se expui pe ce perioadă. Având în vedere faptul că Dumitru încă e șofer începător, nu-i din Chișinău, o să-i punem, cred că amenda maximă pentru faptul că a ignorat indicatorul rutier 421, direcție de deplasare obligatorie. Și să-l rugăm pe Dumitru să ducă acasă să mai studieze regulamentul circulației rutiere. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Național de Securitate Publică, lipsa de respect în trafic este una din cauzele principale ale blocării traficului și a creierii ambuteiajelor. Chiar și acele situații când cineva încearcă să schimbe direcția de deplasare și aprinde avertizatorul fie dreaptă, fie stânga, ar trebui să asigurăm posibilitatea acestei persoane să se încadreze în curentul de transport, astfel încât să fim respectuoși în trafic unii cu altul și cu siguranță vom ajunge la destinația unde avem nevoie să ajungem, vom avea mai puține accidente rutiere și ambuteajele nu vor fi așa de mari. Polițiștii vor continua acțiunile de responsabilizare a conducătorilor auto pe parcursul întregii săptămâni. Astăzi în țară au fost confirmate 60 de infectări cu noul coronavirus și au fost înregistrate 4 decese. Între timp scade numărul pacienților aflați în spitale. În prezent, internate sunt 231 de persoane confirmate cu SARS-CoV-2, dintre care 48 în stare gravă, iar 12 sunt conectate la aparate de respirație asistată. În schimb, alte 115 persoane au fost declarate tratate ieri. În tratament la domiciliu cu forme ușoare și moderate de COVID-19 se află 711 moldoveni, iar peste 14.300 sunt monitorizați de medicii de familie. În același timp, cifra celor vaccinați a depășit jumătate de milion. Până astăzi au fost imunizați peste 501.000 moldoveni, dintre care 128.000 deja cu ambele doze. În toată țara sunt peste 500 de centre de vaccinare, inclusiv echipe mobile. Vacanța de vară poate fi petrecută frumos și util. Părinții care caută ocupații pentru piciilor pot adera la programul Provocările Verii lansat de Biblioteca Bogdan Petricei cu HDO. Acesta își propune să le cultive celor mici dragostea pentru lectură prin jocuri. Biblioteca este un paradis al cărților. Aventură, istorie, povești sau poezii, de toate găsește pe teșghele, mese sau canapele. Copiii pot citi oriunde le este comod și interesant. Formatul liber de educație prin carte a fost adoptat pentru a atrage cât mai mulți copii la bibliotecă. Eu am ales cartea Doamna și Vagabondul, deoarece îmi place foarte tare. Cartea asta se numește Povestea Veveriței. Și cu ce ți-a plăcut? Mie mi-a plăcut gestul Veveriței cum i-a ajutat bufniții când avea nevoie de ea. Poveștile sau novelele citite de copii le dezvoltă calitățile sociale. O spun chiar micuții care au tras concluzii și povețe din cărțile preferate. Omul trebuie să citească că poate să aibă de din
carte ceva nou. El își dezvoltă memoria și știe mai bine și poate devine un om foarte bun. În acest an, programul bibliotecii are o tematică specială. Citește și descoperă Chișinăul, dedicată celor 585 de ani de la prima mențiune despre capitala țării noastre. Astfel, timp de 2 luni, lectura va fi îmbunată frumos cu evenimente prin care micii vizitatori vor afla mai multe despre orașul în care locuiesc. Bineînțeles, acest program este un ajutor și pentru părinți, care noi le venim în ajutorul lor cu un program absolut gratuit, iar părinții sunt mulțumiți că văd aici rezultate datorită bibliotecarilor. În fiecare zi este lectură, este gimnastică, sunt jocuri, este descoperim diverse, facem experimente, bineînțeles. Ei sunt entuziasmați să se joace, stând acasă la calculator, la tablete, deja ei se plictisesc. După ce au citit, au desenat și s-au implicat în mai multe jocuri intelectuale, participanții la program au mers la Muzeul de Istorie. Atenția micuților a fost captată imediat de povestea captivantă a ghidului. Albunezru, mănuș, baston, pălărie și gulierul era de carton, era un șmecher de atunci, dar sunt multe arunca așa. Sunt multe lucruri, obiecte arhaice, care i-au impresionat. Și așa, prin exclamații diverse, și-au exprimat bucuria și plăcerea. Programul Provocările Verii este la a treia ediție. Final de jurnal, iar la ora 21 urmează știrile în limba rusă. Vă doresc o seară liniștită și vă aștept mâine, tot la această oră. Toate bune!